Au trecut 6 zile, cele mai cumplite din viața celor doi părinți ai Raisei. Moartea copilei lor e cel mai dezbătut subiect întors pe toate fețele. Ei nu vor decât să se facă dreptate. Avocatul lor spune că vor cere și despăgubiri maxime. Zilele următoare, cererea pe care o vor depune la parchet, în principal, și trebuie sigur să ajungă la instanța judecată, este de constituire ca parte civilă pentru plafonul maxim, respectiv de 6 milioane de euro pentru Raisa, pentru decesul Raisei, și în partea cealaltă se gândește familia la 1 milion de euro pentru fracturile suferite, pentru trauma care este în momentul de față. Polițistul care a produs accidentul va fi audiat din nou peste 2 zile. Constantin Popescu se află acum sub control judiciar. Surse apropiate anchetei susțin că el s-ar fi uitat în telefon chiar înainte de a lovi cu mașina pe cele două minore. Văzând și eu înregistrarea, așa pare că nu era pregătit să ofere primul ajutor în situația unui accident. Polițistul avea această obligație să fie pregătit și pentru o astfel de situație de criză. Din ceea ce am văzut în spațiu public, nu era tocmai pregătit. În primele declarații făcute după tragedie, ministrul a spus că ar fi trebuit folosite și semnalele acustice, nu doar cele luminoase. Surse judiciare spun însă că de regulă agenții nu mai țin cont de nimic când folosesc aceste dotări și chiar fac asta abuziv la final de tură, spun șefii din poliție. În foarte scurt timp încercăm să achiziționăm un sistem care să permită auditarea activității desfășurate de polițiști. Este foarte important să știm unde se află, este foarte important să reducem timpul de reacție, este foarte important să avem un control cât mai adecvat asupra lor. Mișcările polițiștilor, forma de reacție, inclusiv modul când își va folosi rampa, va fi auditat pentru a avea viteza de reacție maximă. Nu vom mai permite, și eu personal nu tolerez asemenea formă de manifestare. De ieri, polițiștii sunt obligați să comunice indicativul mașinii de serviciu și motivul deplasării în regim prioritar, iar șefii lor direcți vor verifica dacă semnalele luminoase și acustice sunt folosite corect și dacă deplasarea cu viteză e justificată de gravitatea cazului.